După o luptă aprigă în campania electorală, în care ALDE a reușit să obțină o singură primărie în tot județul, acum liderii partidului lui Tăriceanu impun propriilor colegi de la Hulubești să renunțe la funcția de viceprimar, în care a fost ales Cornel Neagoe, colegul lor. Totul se întâmplă la doar două zile distanță, după ce acesta a fost votat în Consiliul Local. Se pare că Georgica Dumitru, președintele ALDE Dâmbovița, are propriile negocieri cu președintele PSD Dâmbovița și totodată președinte al Consiliului Județean, Adrian Suțuianu, de care colegii de partid nu au fost anunțați. Mai exact, Georgica Dumitru i-a cerut lui Cornel Neagoe să renunțe la funcție și să voteze viceprimar pe Ion Cursureanu, consilier PSD, lucru de neacceptat pentru membrii ALDE Hulubești. Țin cu dinții de aia. Dar nu vreau să mai votez un om care să nu facă nimic în comună. Eu rămân în comuna asta. Unde stă domnul Bebe Cursureanu? Pentru mine nu stă în Hulubești. Să-mi demonstreze că stă în Hulubești măcar. Nu stă. Stă la Târgoviște. Eu nu mai vreau navetiști. Am zis, vreau primar, viceprimar, cum e regula. Milițian, popă să fie în comună. Iar cu protocolul, eu nu știu de protocol. Decât când ni s-a spus să votăm de la PSD, că e domnul președinte, corect, sunt de acord. S-a dat și domnul președinte să vie să ne, cum să vă spun eu, să ne promită în fața oamenilor că oamenii pe noi ne strânge de gât. Am învins în alegeri, am scos primarul în alegeri, am scos consilierii pe primul loc și ne-am dus cuvântul până la capăt de a-l propune și de a-l vota pe domnul Cornel Neagoe în această funcție. Este adevărat că a fost intervenții din partea lui domnul Georgică Dumitru și după partea lui domnul Petre Ionel că ar fi bine să punem un consilier PSD și cu dedicație, domnul Cursureanu Ion. Și 3 mandate a avut. De ce nu le-a câștigat? Știe cât de cu amenințări, că fal, ne lasă fără serviciuri, ne... Da. Și astea de care le-a luat, voturile astea, le-a luat. A dat bere cu lăzili, țuică, a venit cu materiale de rochi, de capoade, le-a dat la lume. Dacă a luat 30 de voturi, să zic exagerat, 30 de voturi pe drept. Restul cu bani. De numele lui Ion Cursureanu se leagă numeroase scandaluri, cel mai cunoscut fiind cel în care fostul viceprimar a fost acuzat că ar fi furat o condică de prezență a primăriei ca să-și mascheze absențele de la serviciu. Totodată, oamenii spun că apelează la amenințări și a făcut o campanie murdară. Am un certificat de handicap. Am niște drepturi de la statul român, nu de la primăria Hulubești. A scos acest certificat de aici, de la primărie, s-a dus din poartă în poartă, socoteanu un handicapat și ia 9 milioane din primărie. Decur la anumite amenințări. Ne denigrează, ne înjură ca fiecare consilier PSD. Așa este la PSD. Acum noi am plecat pe drum cu gândul de a-l scoate pe domnul Marinescu primar și să avem un viceprimar de-al nostru, cum mi se pare normal. Dar văd că ne se impune de la partid să îl dăm jos pe viceprimarul nostru și să punem viceprimar de la PSD. Membrii ALDE Hulubești ar fi dispuși la un compromis, în sensul în care ar renunța la viceprimar și ar vota un PSD-ist, dar nu pe Cursureanu. Am spus, acceptăm alt candidat de la PSD, nu Cursureanu. Pentru nesupunerea lor față de decizia mai marilor din partidul ALDE, conducerea i-ar fi amenințat că le va retrage sprijinul politic. Oamenii spun că mai bine rămân fără sprijin decât fără onoare în fața electoratului. Georgica Dumitru, președinte ALDE, a confirmat situația, dar are propria sa versiune. Am încercat și noi să-l contactăm telefonic pe deputatul Georgica Dumitru, dar fără succes. Este adevărat, am convenit în urma negocierilor, inclusiv în urma dialogului purtat cu consilierii ALDE de la Hulubești, ca votul pentru viceprimar să fie în favoarea PSD. Însă nu putem noi să impunem PSD-ului pe cine să propună viceprimar. Faptul că domnul Cornel Neagoe afirmă că nu știe de nicio înțelegere sau protocol cu PSD denotă o doză mare de ipocrizie din partea dumnealui, deciziile și discuțiile liderilor centrali ALDE și PSD fiind cunoscute de membrii ALDE Dâmbovița. În tăiul scandalului, fostul viceprimar Ion Cursureanu a încuiat biroul de viceprimar și a plecat cu tot cu cheile. În aceste condiții, actualul viceprimar Cornel Neagoe nu poate folosi nici măcar biroul. Aici ar trebui să intru eu, dar deocamdată e ocupat. Domnul vice care a plecat cu cheia și... Cheia se găsește la fostul viceprimar Ion Cursureanu și a promis că în două zile, maxim, l-așteptăm astăzi să vină să predea biroul. Dar de ce am încuiat? A plecat o cheie? Adică biroul bănuiesc aparține primăriei, nu viceprimarului. Aparține unității administrative al instituției primăriei a comunei Hulubești. L-așteptăm să vină să predea... Consilierii ALDE spun că nu sunt dispuși să cedeze și că electoratul este de partea lor. Ba chiar oamenii vor să iasă în stradă dacă va fi pus viceprimar Cursureanu. Așteptăm în continuare un punct de vedere oficial din partea formațiunilor politice angrenate în acest scandal.